Salutare tuturor, eu sunt Andreea Mihalea și mă bucur să vă reîntâlnesc pe canalul de YouTube Remediile Naturii. Astăzi vreau să vă prezint cum pregătesc o cremă de față cu efecte puternice de întinerire, de regenerare a tenului, de vindecare a cicatricilor, o cremă benefică pentru toate tipurile de ten. Este una dintre cele mai bune creme naturale pe care o puteți pregăti la voi acasă. Este efectiv un cocktail de vitamine și minerale pentru ten. Efectele sale sunt de-a dreptul miraculoase și se vor vedea chiar de-a doua zi. Crema întinerește pielea, îi îmbunătățește culoarea, devenind mai netedă, mult mai elastică și hidratată. Conținutul bogat în vitaminele A, D, K, calciu și acizi grași, care se regăsesc de asemenea și în uleiul de pește, reprezintă un adevărat tratament pentru ten. Crema este potrivită pentru toate tipurile de piele. Reglează secreția de sebum în cazul tenului gras, tratează tenul uscat și subțire și vindecă tenul inflamat cu tendință acneică. Dacă vrei să vezi cum se prepară această cremă, rămâi în continuare alături de noi. Pentru a prepara această cremă cu efect puternic antirid, vom avea nevoie de 3 ingrediente, și anume un pachet de unt, o linguriță de vitamina E uleioasă și câteva picături de ulei de ricin. Este foarte important ca untul să fie unul calitativ, poate fi un unt de casă sau unul din comerț, însă de o concentrație minim 82% grăsimi, un unt de o calitate superioară. Fără a face reclamă, eu vă recomand untul de la Napolact. Este unul dintre cele mai calitative unturi pe care le găsiți pe piață în momentul de față. Pentru început vom avea nevoie să clarificăm untul astfel încât să îl separăm de toxine și de proteinele care nu sunt necesare și care sunt mai puțin benefice organismului. Presupun că mulți dintre voi ați auzit de unt clarificat sau unt purificat. Este untul din care s-au eliminat impuritățile. El va deveni o grăsime de o calitate net superioară. Vom pune așadar untul într-o crăticioară și îl vom pune la fiert. Vom amesteca untul în continuu, având grijă să nu se ardă. Pe măsură ce începe să fiarbă, vom vedea că se va face o spumă albă care conține caseină. Aceste impurități va trebui să le eliminăm. Va trebui să eliminăm cu atenție toată spuma albă care se ridică deasupra untului. După ce a dat câteva clocote și am reușit să adunăm toată spuma albă care s-a ridicat la suprafață, vom închide focul și vom lăsa să se răcească puțin. Vedem că între timp s-a schimbat și la culoare, s-a făcut mai închis, galben auriu. Vom mai lăsa câteva minute să se răcească, astfel încât să se depună pe fundul cratiței și restul de toxine care vor trebui eliminate. După ce s-a răcit puțin compoziția, o vom strecura printr-o strecurătoare foarte fină sau printr-o bucată de tifon, ca în cazul meu, cu mare atenție, astfel încât să separăm și restul de toxine care rămân pe fundul cratiței. Acesta este untul clarificat pe care l-am obținut. El va fi baza pentru crema antirid cu puternice efecte de întinerire ale tenului. Peste această bază eu voi mai adăuga în plus o linguriță de vitamina E uleioasă și câteva picături de ulei de ricin. Crema obținută va avea consistența asemănătoare uleiului de cocos, adică dacă va fi ținută la rece, ea va avea o consistență mai solidă, iar dacă va fi ținută într-un loc mai călduros, ea va deveni lichidă. Crema va avea un puternic efect de hrănire a pielii, de hidratare, ea va deveni lucioasă, netedă și catifelată. Iar efectul antirid și de întinerire a tenului este de-a dreptul spectaculos.
Această cremă este foarte bună și în cazul durerilor de încheieturi, de articulații. Dacă se vor unge cu această cremă, durerile se vor ameliora simțitor. Întrucât este un adevărat complex de substanțe nutritive, efectele tămăduitoare ale acestei creme sunt nenumărate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi ca de fiecare dată. Sper că v-a plăcut rețeta noastră de astăzi. Nu uitați că puteți să ne sprijiniți dând un like, un share. De asemenea, comentariile voastre ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Până data viitoare, toate cele bune! Pe curând!